El nu știe. Da, vă rog. Bună, ce mai zici? Bună! Wow. E plin de cicatrici, Mircea, deja. Ia. A, deci zici că eu sunt genul ăla de femei care mă las dusă de val. Dar păi nu te lași? De aia, opri dacă nu, parcam 50 opri că... Mă duc acum. Moară cu asta. Ce, Manu? Zi. Nu în ideea în care te lași dusă de val cu tentă sexuală. Da, mă, am înțeles, Manu, am înțeles. Dar uite, Andreea, vreau să-ți spun, dragul meu, bine, nu-ți dau ție acum explicații. Spun așa, în general. I-a picat și cercelul. Eu am avut o relație de 9 ani și vreau să-ți spun că... Nu sunt genul. În relație, așa cum mă vezi tu aici. Manu, dar ce faci? Poptelecanul-i pade. O relație sunt altfel. Îi pare foarte bine. Și mulțumesc că ai fost sincer și ai spus că nu te vezi cu mine într-o relație, pentru că... Nu zici că nu sunt. Băi, Andreea, Andreea, ascultă-mă un moment. Băi, dar ascultă-mă un moment, vorbești cu mine. Nu am spus că nu mă văd cu tine într-o relație. Am spus că... Că nu sunt genul tău. Nu-mi place felul ăsta de femeie, super vulcanic, adică totul are o limită. Nu-ți place atunci când exagerează cu chestiile astea, nu? Gen că vorbești mai urât. Auzi, Andreea! Ca să mai detensionez un pic dialogul nostru, poți să sar prin cercei ăia mari? Ce crezi? Nu. A, gata, ți-ai găsit liniștea. Dar nu, el era dinainte. Oricum, să știi că ai nevoie. Oprică! Oprică! Cea mai proastă atitudine a unei femei e să încerci să-l faci gelos pe un bărbat care, mai ales la început, nici măcar n-ai început nimic cu el și tu vrei să-l faci gelos ca să-l atragi. Nu, mai tare le spingi în momentul ăsta. Dar e prietenul meu, Filip. A? Filip e prietenul meu, măi, ce aveți? V-ați luat de bun? Scandi e prietenul tău. Da, ba, da, dar nici nu se pune problema bine de el și cu muri, adică cu toți băieții. Dar mai mult cu mine. Când fac chestii de genul ăsta, ea a făcut ca și cum... Nu, eu tind să... Ia uite, ia uite. Nu, eu tind. Așa faci, mă, Andreea. Hai treabă, mă! Bă, mai tare respingi pe băiat. Dar acum te-ai întrebat, Jacob, Andreea, poate... Ela! Poate Mircea not my style și 100% și poate de asta mă și joc, înțelegi? Aici, că dacă era 100% și eram acolo, poate mă comportam altfel. Auzi? Păi dacă n-ai mai stat, de ce mai stai? Spun ceva, băiatul meu. Da, eu asta sunt, înțelegi? Uite, și exprimarea asta, băiatul meu. Dragul e meu, un alint. Un bărbat care mă vrea cu adevărat și mă merită, nu o să-mi spună niciodată, auzi, nu mai fi așa vulcanică, o să mă schimb eu când doresc eu și o să vină de la mine, înțelegi? Da. Nu vorbesc la modul cel mai serios. Camera. Băi, Andreea. Bă, bune. Știi că noi am purtat o discuție acolo în camera roșie și s-a dat niște sfaturi prietenești, așa, ca între colegi. Da, da, mulțumesc și mama îmi dă în fiecare zi. Nu mai Doamne ajută! Doamne ajută să fii și cont de ele. Papa, j-ador! Și mama dă. Ești un băiat ok, am și spus. Și susțin în continuare. Îmi place de tine că ești caterincos, așa? Mergi. Dar... Ce m-a deranjat, adică nu că ce m-a deranjat, ce nu cred eu că e ok. Da? Tu mi-ai spus că să nu mai fiu vulcanică, bla bla, am spus mai devreme. Adică nu s-a, adică nu... Asta s-a înțeles. A, bine, am înțeles. Deci, să înțeleg că vrei să cunoști altcineva din casă. Mircea! A? Mircea! Scoate-mă, te rog, din subiectul ăsta. Mircea, păi, Andreea, t-aud. Vrei să cunoști pe altcineva din casă, ca să știu și eu. Tu nu observi pe toată lumea deja, mai mult sau mai puțin. Ai altă fată în vizor? În vizorul cui? În vizorul ușii? În lasoul tău, mă, dacă ai pe altcineva, vrei să prinzi pe alta în lasou? Sau tot la lasoul e cu mine. Băi, Mircea, simpatizează o altă fată! Jador, stai cu minte, Jador! Dați un pic la picioare, la picioare, la picioare camera! Jador, stai! Jador, dacă ți-aduc niște tocuri, ți-ai? Yeah. De așa ești la picioare, Jador! Ce fatis, mai băiet! Jador, dacă ți-aduc niște tocuri, ți-le iei? Băi, Andreea, dar ce stil e ăsta? Ți-ai tras chiloții peste pantalon? Ce aia? A, nu știi tu de asta, tu vii din Spania și ești pe vechi. Astăzi te-ai îmbrăcat? A? Frumos tare de ton. Mă îmbrac și eu așa. Cum poți? Cum știi? Da. Cum pune accentul?
mi-am mutat pijamaua pe mine și am zis că, măi, să mă îmbrac cu pantalonii ăștia deasupra, știi, ca să nu fiu... Oricum, ești frumoasă. Mulțumesc, ești un drăguț. Te pup. Pa, pa. A, deci am înțeles și cu tine. Ce ai înțeles? Vine, vine Andy, mă, pe schimbarul ăla, tu te pui cu mâinea, mă, că vine Andy, adetul pentru mine. Te iubesc și te respect, ești fratele meu. Da, cu fratele te pupi, așa, alei, da, brațe. Da, cu tine m-am pupat. Eram eu pe ecran și au zis, vezi cu cine te pup, deja o dă în gelozie asta. Ne mai jucăm de seară toți patru, cu Livian și cu Bianca. Toma, nu trebuie să zici. Tirul e ce trebuie. Da, arată bine. Cel puțin fizic, e, din punctul meu de vedere, punk cu emisiune. Dacă fi dat acum că vrea relație cu tine, ai stat cu ea? Nu, din cauza lui Mare. Pirui, da, ai vrut să te pup cu mine? A, de fapt ne-am pupat, scuze. Când, amicinosule? Îmi doresc foarte mult să avem și noi ocazia să ne cunoaștem mai îndeaproape și sper că există și reciprocitate în toată chestia asta. Te-am căutat, nu ți-am scris, n-am zis să ne vedem, nu a fost nimic între noi doi. N-ai zis să ne vedem? Doamne ferește, când ți-am spus, băi, am toate mesajele cu tine, nu mai minți că le aduc aici, Jador. Cum, ai uitat că n-ai zis, Jador, hai să ne vedem, că vreau să-l părăsesc pe Marius. Tu vrei să o faci geloasă pe Ela. Eu știu tactica ta. Jador, dar de ce ai făcut atâtea vloguri și story-uri, dacă nu-ți pasă de Ela? Nu am spus niciun moment că nu am ținut la ea. De ținut am ținut. Acum nu mai există nimic. Acum o să... Acum câteva zile, frate, ai plâns joi seară. Frate, la... Hai să urlai că mi-e dor de tine. Ai trimis-o la un test pe ea să vezi dacă pleacă sau nu? Da. L-a picat? Care? Cum? Cine l-a picat? Stați un pic. Mircea, ești căsătorit? Dacă eram căsătorit, n-aveam ce căuta aici, în casă. Andy Adetu. E prea belo. Exact. Adevărul că e mai frumos ca tine, Andy. Cum facem? Exact, ca ce și toia din gunoi. Jador! Știi cu cine semeni? Este un ceaurel la mine, Neași, neagră. Păi eu sunt ceaurel. Uite așa arată, ca tine. Am la ochi. Pentru mine vine, băi, Mircea, care ești un fraier de la Spania ta. Bani. Pentru mine vine Andy Adetu aici. Și eu nici măcar nu mă uit la tine. Da, Mircea, Jador mai știi. Glumeț. Și eu sunt mai așa pe Caterinca. Sper că nu ne bagi în seamă, da? Deloc. Noi suntem mai păcat. Îmi cer scuze. Jador, așa uimește prietene. Doamne. Jador, nu vrei să ne cunoaștem noi doi? Da. Ba da. Știam. Bă, dar parcă chiar semănați. Auzi, mă, boschetarule, nu. Dar nu pleci în weekend acum, nu? De ce vrei să te vezi cu el? La hotel? Mai stai cu noi, nu? Ce ai zis? Mai stai cu noi. Mai stai printre noi. Și mor, iar mă vedeți mor. Mai stai printre noi sau te pleci? Te referă la problema ta cu Turcia? Nu știu. Să văd dacă poți. Vezi că dacă pleci, ia-mă și pe plecat, rămâi. Ți-o spun așa, că sunt fată bună. Asta ca să... Las că are norocul cu să-mi plânte. Bună! Hai, vezi, mă, ce faci, fată? Să-ți adică par cu șampanie. Cer scuze. Doamne, ce fată ai. Tot ești varianta mai bună la Oprică. Da, mi se pare că stă mai bine așa. Ia să-ți văd. Dă să-ți văd bulu. Și-mi vezi? Bulu. Ia. Vezi că îi cădea. Jador! Dar de ce? De ce când faci pozele modifici și îți faci mușchi mai mari? Pentru că sunt urât și vreau să mă fac mai frumos. Dar nu-ți mai fă mușchi așa, că ești prea exagerat. Yeah. Las-te tu, natural. Ești favorit. Yeah. Faci pozele. A? Ești
Hai, mulți ani! Kiss-you! Faceți concurență la Miss? Hai, dă noroc! Miss fata de la Puterea Dragostei. Da, Miss Mariana, Susarenca. Acum mai le ce. Eu am presia că ți-i drag de mine, j'ador. Bă, sincer, da. Știam. Vezi că ți-o cosmi, te simt. Mine nu-i lui drag. Cum? Te simt așa. Ai ce ai cu mine. Uite, dacă îmi dădeam seama din prima lună, să știi că nu vorbeam urât cu tine. Eram și eu mai drăguță. Bă, care-a spălat ăsta, mă? Vezi că s-o pus să-ți faci...